Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendentul Nord în Leu, etalare pentru ianuarie 2021. Mesajele au venit, se pare că îngerii vă transmit o grămadă de mesaje. Inițial am crezut că sunt mai puține când am văzut că le-am luat și deja erau patru. Asta am simțit că trebuie să rămână. Înainte de a începe etalarea, vă rog, mai citiți și sub comentarii din când în când, că vă mai trimis și eu pe aici pe acolo și mai am și anumite anunțuri de făcut. În fine, la mulți ani, dragii mei lei și leuțe! Haideți să vedem vibrația lui ianuarie pentru unii dintre voi. În timp ce am amestecat cărțile pentru energia generală, am vrut să se arate șapte de monede. Șapte de monede care. Vă atrage atenția că e cazul să faceți o pauză. Ați muncit mult într-o privință, ați obosit și nu doar că ați obosit până la etapa următoare. Trebuie să ardeți o karmă, trebuie să mai creșteți în niște direcții sau să vă vindecați și atunci dați-vă timp pentru că sunteți cam obosiți în anumite din anumite puncte de vedere. Asta dacă vreți ca ceea ce construiți să dea roade, să dea roade frumoase. Trebuie să mai aveți răbdare într-o privință, într-un proiect. 7 de pământ. Semnul chimic al pământului. Saturnul ăsta, a, interesant că șapte reprezintă Saturn, Saturnul ăsta Veți și deci voi pe unde se potrivește în harta voastră natală sau unde simțiți că aveți niște încetineli, amânări de situații. Sunt niște lecții de învățat acolo. Sunt niște lecții. A, interesant cum vine mesajul. Poate unii aveți în relațiile cu partenerul, pentru că e casa a șaptea parteneriatului, ceva niște amânări sau ați obosit. Oh, ia uite unde am deschis, am vrut să pun carte. Am deschis la moarte și renaștere. Acolo e interesant. Să amânat ceva trebuie să se transforme, pentru că după șapte urmează opt, da? Cartea este a opta și se specifică, într-adevăr, ceva trebuie să moară ca să renască. Și până atunci, dați-vă timp să vă odihniți și să ardeți karma ca să renașteți într-o direcție sănătoasă. În plus, energia generală este. Vindecare și nu vin orice fel de vindecare, vindecare de patru de monede. Da? 9 11 pardon, 11 și 4. Um, m -m -m. Patru de pământ, iar patru de pământ e o chestie care ține de stabilitate, de finanțe, de niște construcții, niște proiecte, niște afaceri, dar, în special pentru mine, patru de pământ vorbește despre casă, despre tradiție Casa Patra, o casă, mai ales că e de pământ, o casă foarte destul de rigidă, de sobră, tradițională, în care. Ați muncit cu acel șapte, ați muncit, ați investit în casa, în grădina voastră, până, până la sânge, așa simt. Ia, ia să pune un pic de bliț. Așa, până la sânge. Um, a fost o încăpățânare din partea voastră să susțineți ceva. Eventual, vreți să vă. Oh, interesant. Pe de-o parte, tocmai pentru că sunteți obosiți într-o direcție, asta e un alt mesaj, faceți diferența, ați obosit într-o direcție, vreți să vă construiți, reconstruiți într-o nouă, într-un nou spațiu. Poate, unii vreți un nou spațiu, patru, casă, o nouă casă sau un nou apartament sau ceva legat de casa voastră. Vreți să faceți o schimbare, poate. Știu, n a venit nicio schimbare până acum, dar așa simt că pentru unii e o nouă construcție care v-ar putea aduce vindecare, v-ar vindeca de niște răni mai vechi. Vă simțiți acolo mai protejați. Trecând, revenind la primul mesaj, aveți de vindeca ceva în casă, în relația cu cei de acasă, patru, aia, e casa și pământ. Am zis, e o relație rigidă, bazată pe nevoia de stabilitate și ați S-au amânat rezolvarea unor probleme, cum arăta mai devreme și șapte de, de pământ. Poate ați uh, sărit niște capitole, muncind, muncind, ați obosit și trebuie să vă vindecați. Evident că vindecare ține și de vindecare fizică, nu doar uh, metaforică și spirituală. Dați-vă timp să vă vindecați, pentru că și șapte și. Patru de pământ arată niște personaje obosite. Mai devreme am spus din ce motive, la șapte, la patru am prezentat alte motive. Important este să vă vindecați. La capătul setului de cărți aveți Destiny. Oh, interesant. După Destin aveți Child. Destiny Child. Say my name, say my name. Ta -na 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 -na. O să pun link-ul către Destiny Child. S-ar putea melodia respectivă să vă inspire sau să reprezinte ceva din viața voastră. Destiny Child. Say my name, say my name. Da Nu știu cea mai grozavă cântăreață, mai ales acum după răceala pe care am avut-o. În fine, Destiny Child. Destiny Child. O să atașez sub, sub video eventual cu lyrics, cu versuri, pentru cei care știți engleză, să vedeți despre, poate se potrivește un mesaj acolo, cineva vă face niște declarații, dar doar când sunteți singuri face declarațiile, când sunteți în preajma altor persoane, este foarte sobru. Da, chiar, bine, nu mai mi-aduc aminte toate versurile, dar vă rog, citiți. În fine, trecând peste asta... Eu, desire, desire, o chestie toxică, o cu, as, asemuiesc cu diavolul, printre care mai are și un capricorn printre toate figurile de aici. Are și un leu, apropo de leu, aveți și un capricorn. Adică o chestie toxică, o chestie care ține de ambiții, de ego, desire, dorința noastră de ceva. Destinul vostru. Destinul vostru. Trebuie, trebuie vindecat ceva ca să puteți manifesta destinul vostru, eventual să manifestați ceva nou. Poate e un copil în, des, în, în viața voastră care vă, vă schimbă destinul sau vă, vă cheamă la ceva, iar sunt mesaje diferite. Eventual sunteți predestinați să începeți un nou proiect, mai ales dacă e o nouă casă, un nou loc, cum am zis mai devreme, este ceva nou, este dorința voastră, dar dorința voastră face de a manifesta acest nou face parte din destinul vostru, evident, dar trebuie să vă vindecați înainte de a începe acel nou ca să nu aduceți rănile vechi în spațiul respectiv sau în proiectul respectiv, da? Pentru că aveți aici niște regrete. Ați iubit profund pe cineva, aveți o rege de apă, ați iubit profund pe cineva sau iubiți în continuare, voi, ei, există un rege de apă, o dragoste adevărată profundă sau emoții profunde și totuși lacrimi, regrete. Asta poate să varieze. Cu fi semn de apă, cu fi alt semn. Nu contează semnul. Da. Ați avut abundență, ați călătorit, v-ați bucurat cu acest personaj unii dintre voi și totuși ceva s-a întâmplat și au apărut regretele. 5 de apă, dar regret, adică pierdere. O stare de profundă suferință, poate chiar pierderea cuiva drag. Și apoi reapare dorința, dorința de a manifesta ceva nou. De a vă reface viața într-un fel sau altul. Viața de familie, că tot am vorbit de casă. Casa, poate vreți să vă mutați, să nu mai vă aduceți aminte de, eu știu ce ați trăit în acel spațiu unii dintre voi. Dar vindecați-vă întâi. Și chiar dacă nu e vorba de nou spațiu, este ceva nou. Asta pentru că e interesant și din seria mesajelor de la Înge se vede ceva, o nouă dragoste pentru unii. Concentrați-vă mesajul, vine așa, concentrați-vă pe dragoste, vedeți frumosul în fiecare, pentru că văzând frumosul în fiecare, vă ridicați în vibrație și manifestați această nouă dragoste. 24-26 să vă spună ceva, dar 2 și 6 clar este 8, transformare. Am mai vorbit de 8 oare? Parcă am mai vorbit atunci la moarte și renaștere, da? Ceva trebuie să moară rănile, să vă vindecați și apoi să renașteți. Este o nouă dragoste, un nou proiect. Child-ul ăsta poate să fie un proiect, da? Dar pentru asta trebuie să vă concentrați pe dragoste, pe dragoste față de voi. Știu că lei ar zice, a, nu, că toată lumea cea, nu, că lei se iubesc. A, e discutabil. Dacă chiar tot felul în care se manifestă leul față de el este dragoste sau este altceva. Evident, depinde de evoluția fiecăruia, dar nu toți lei se iubesc, clar. Concentrați-vă pe dragoste, vedeți frumosul bunul în fiecare și frumosul în fiecare și uite așa, va veni o nouă dragoste, poate și o nouă perspectivă față de voi, ceva nou, iar nouă dragoste poate să fie și un nou proiect care vă place, ceva care vă place, da? Și acționați de ca și când partenerul este aici sau de ca și când proiectul este gata făcut sau ca și când aveți casa gata făcută sau ce mai vreți voi, da? Acționați, asta înseamnă manifestare și chiar dacă mai aveți un pic de îndurat, că uite, am zis, sunt niște însângerări, sunt niște răni, nu intrați în panică, vindecați-vă în paralel dacă mai apare câte o rană, câte o problemă. Întârzierea unei manifestări se întâmplă, că întârzierea e și șapte de, 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 pământ, întârzierea se întâmplă cu un scop, tocmai ca să vă vindecați și să vă construiți patru de, de pământ eventual să vă reconstruiți principiile, pentru că patru de pământ e destul de tradițional. La capătul setului de cărți aveți demonstrați dragostea, voi sau altcineva, cineva rănit eventual, sau voi dacă răniți pe cineva, reanalizați-vă, vindecați-vă sau vindecați pe altcineva. Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Da. Haideți să vedem că am vorbit destul de mult până acum. Aș vrea să văd dintre astea patru care este cea mai importantă. Asta? Acționați de ca și când partenerul este aici. O să le pun și pe celelalte deoparte. Ca să știm că... Să nu uit. Dar dintre acestea patru, asta este cea mai importantă. Ok. Hai să vedem. Leu. Am amestecat cărțile. Vedem. Leu, Soare, Lună, Venus, Ascende, Nodul Nord. Ianuarie 2021. Pac, pac. Say my name, say my name. Lumea, ce frumos, ce frumos. 2, 2, 1. Uitați-vă la, 200, la anul 2020 versus anul 2021, dacă aveți timp, răbdare, că s-ar putea să găsiți mesaje inspirate acolo. E o nouă lume, vă gândiți la o nouă lume, vreți să manifestați ceva nou, să închideți capitolul, da? Vreți să vă creați un nou destin, unii dintre voi, da? E ceva nou, ceva nou. Vedem cum se mai. Manifestă această carte în, în povestea voastră. Încă de-abia am pus-o. Rămâne de văzut ce alte provocări apar. Unii dintre voi. Ce simt acum? Acum simt în mod special că e o chestiune la distanță, e o călătorie, e ceva legat de lume adică ceva legat de ați călătorit departe de casă, ceva legat de casă, poate unii vreau să vă întoarceți acasă, sau să plecați de acasă în lume, variază, vedem. Dar în acest moment asta simt. E o chestie de distanță, de călătorie. Pentru că lumea înseamnă foarte multe. Evident că înseamnă și un capitol. Am zis mai devreme. Vedem. Provocarea? Wow! A zis, vreți ori să mă, vă mutați, ori să schimbați ceva în viața voastră pentru că ați obosit. Provocarea este această stare de oboseală, însângerare, nu mai puteți să vedeți niște lucruri, unii dintre voi. Vreți să închideți un capitol în care ați muncit, un capitol în care v-ați implicat, Eventual, sunteți conștienți că dacă vreți să începeți ceva, nu trebuie să vă asumați alte răspunderi, să munciți din greu într-o nouă direcție. Mai vedem. La a, Regina de s ați putea să fiți voi aici, plini de încredere, frumoși, fumoase, sexy. În general, le cele sunt sexy. Într-un fel sau altul au ceva. Și dacă nu sunt, impun. Impun într-un fel în care puține zodii reușesc să facă. Poate doar scorpionii sau... Uh, Regina de foc. Regina de foc totuși e o forță creativă. Pentru că Leu în general este o, o zodie creativă. Ați vrut să creați ceva. În trecut ați vrut să creați ceva. Poate ați călătorit la distanță. Am zis, ați călătorit prin lume, ați vrut să creați ceva și acum ați obosit aici provocarea. de zice, dați-vă timp să vă vindecați. Ați îndurat mult în dragoste unii dintre voi? Și va veni o nouă dragoste sau un nou proiect sau o nouă fază în relația voastră, să zicem, dar deocamdată acționați de ca și când este deja manifestată, da? pentru că așa era ritmul. Și apoi concentrați-vă pe dragoste. Hm. Hai să mai vedem. În trecutul apropiat șase de, iar o călătorie, șase de spade. Că astea călătorii mai mici. Șase de spade. Dar clar, vreți să mergeți către zone mai senine în viața voastră, Vrei să lăsați ceva neplăcut în spate. Am zis mai devreme să regăsește mesajul sub o altă formă. am zis și când am atins prima carte. Și lumea a simțit-o că e vorba, că vorbește despre călătorii, că lumea înseamnă foarte mult. Dar ați avut încredere să plecați de undeva. Opt de spate, vedem ce ar putea să însemne în viitor. În prezent, valetul de spate. Valetul de spade spionează, mai ales că este cu sabia în jos spionați ceva sau studiați, dar e un studiu mai mult pe internet, vă documentați eventual. Căutați niște informații pe internet, unii dintre voi, nu obligatoriu pe internet, dar căutați informații. Vorbiți mai puțin și căutați informații. Evident că poate să fie și un semn de aer pentru unii dintre voi, destul de imator pentru că e valet, care nu prea vorbește sau nu vorbește așa cum ați vrea voi. Posibil. Și în viitor să apară o obsesie sau un blocaj mental din partea voastră sau a lor sau a situației. Posibil. Poate să fie și un copil. E interesant, văd trei cărți de aer. Posibil, pentru că sunt totuși trei, să fie cineva cu un marcaj în, în semn de aer. Gemeni, marcaj. Gemeni, balanță sau vărsător. Sfatul asul de monede. Am zis că vrei să începești ceva. Ceva practic. Un proiect, o casă. Vrei să vă implicați. Să închideți un capitol și ce studiați. Am zis, varianta bună a acestui valet de spade că studiază. Dar nu studiază ca valetul de monede, studiază altfel, mai, gen e mercurian, așa mai, e mai spontan, creează conexiuni. A, am găsit cutarea pe internet, stai să mă duc să văd alte variante, alte prețuri, chestii de genul ăsta. Vreți să manifestați ceva nou? Asul de monede. Poate că unii așteptați și un dar de bani? Sau veți primi un dar de bani? Dar poate să fie și un contract sau, în fine, da? Un schimb de produse și să vă aducă un spor de bani? se poate manifesta în multe feluri. Evident că poate să fie și o nouă relație. New love. New love. Pentru că am văzut aici destinul și copilul. Destinul vă cheamă să intrați pe o nouă cale în care sunteți ca și un copil, da? pentru că nu este manifestat. Da? Este ceva nou. Încheiați un capitol și începeți manifestarea unei noi povești sau, repet, poate să fie proiect. Ia uite, domne, șapte de monede exterior vă, vă influențează, probabil, un semn de pământ și pentru că e șapte este guvernat de Saturn, poate să fie capricorn, poate să fie și fecioară, pentru că uneori fecioara nu este chiar atât de activă, depinde de, depinde de planetele pe care le are la nivel personal, dar nu pot să zic că e cea mai activă Zodie, da? Șapte de monede. Cineva v-a pus în așteptare? Sau, repet, pentru acest nou proiect a trebuit să așteptați foarte mult? Sunteți obosiți? Ah. Poate cineva e obosit în preajma voastră și vă influențează oboseala lor fizică? Aveți nevoie de altceva? Aveți nevoie de stimulare mentală, de niște stimulări artistice. Oboseala cuiva vă, vă, vă influențează. Eu așa văd acum șapte de monede. Oboseala cuiva, așteptarea cuiva, cineva care vă pune în așteptare. Și atunci șapte și cu unul înseamnă opt. Sfatul este, eventual, dacă vă afectează această stagnare, această stare, uneori e chiar depresivă, pentru că Saturn poate să, se ducă către depresii. Până se transformă omul, da, respectiv, încă nu s-a transformat, mai are un pic, un pas. Și aici este în sfatul vostru, acest pas să, să reușiți să-l faceți voi. Ori voi, depinde ce vreți, variază de la om la om, da? Dacă vreți să mergeți mai departe, ajutați voi pe ei. Dacă nu, dacă v-ați plictisit, ați obosit să stați în preajma acestui personaj, manifestați voi ceva nou, într-o altă direcție. de -aia zic, studiați un pic. Bine, poate să fie și spionaj, dar studiați un pic. Problema. Vorbit mai puțin pentru că îi sabia în jos față de alte cărți și investigat. De ce vă este teamă? Oh, de justiție nu zic musai de balanță, ea ar fi prea simplu să zic, prea banal, de niște acte, de niște chestiuni în tribunal, amânări în tribunal, amânări de acte, mai ales dacă vreți să faceți o afacere, investiți, vreți să investiți în ceva, într-o casă sau într-un job sau în ceva nou. Actele, de, de acele acte vă este teamă de tribunal de nedreptate. Eventual pentru unii poate să vă fie teamă de o separare, justiția poate să însemne și un divorț. Vă este teamă să nu trebuiască să ajungeți până acolo pentru că totuși e un capitol care se încheie în sufletul vostru. Da? Și până la această nouă dragoste trebuie să acționeze ca și când partenerul sau viitorul partener este aici. Că aici e ce provocare Sunteți voi obosiți și mai este o altă persoană obosită. Ia uite, da? Două persoane obosite. Însă acest om încă trage. Aici omul doar se uită, da? Se uită obosit, ce să fac? Mă sui pe scară, mai iau o monedă, nu mai iau, da? Mai stau un pic, că sunt cam necoapte, ce fac? Și acest personaj, pentru că influența exterioară nu sunteți voi, sunt de pământ pentru unii, dar nu m-aș opri la semne de pământ pentru că nu sunt, sunt, cărți mici, da? Sunt cărți mici, nu sunt cavaleri, valeți sau arcane majore. Totuși, fiind a doua carte de, carte de pământ, nu, chiar au mai venit câteva de pământ, este posibil să fie cineva de vibrație aceasta în preajma acestui personaj este o veveriță. Ah, ce drăguț, mi-am adus amte de cupletul cu veverița și bursucul. <laughs> veverița și bursucul. Mm -hmm. <laughs> okay, ok, e o veveriță care mănâncă succesul, mănâncă sporul. Mănâncă sporul acestui om. <laughs> pătrimi din cu și cu veverița și cu Hai ca să ieșim un pic din, din, apăsarea asta. E o apăsare, vă, ia uitați, încercați să, să fiți stâlp, stâlp unei construcții, a unei case, unii dintre voi. Ce vă doriți? Patru de monede. Țineți eventual în continuare, să țineți în continuare la casă, iar a, patru de monede, a doua oară apare. Aici țineți construcția aici țineți de bani, Țineți de ceva. Țineți de resursele voastre, probabil că s-au consumat în această muncă, că e proiect, că relații, relație, că casă, știți, variază. S-au consumat unele resurse și trebuie să țineți de bani. Țineți eventual dacă este o figură, o figură pământeană, țineți la această figură pământeană sau țineți mai degrabă, de -aia zic, mai bine vindecați-vă și analizați-vă un pic, țineți la figura pământeană sau țineți la principii, pentru că patru de nu este cel mai sentimental om. Da? Și nu reprezintă emoții. Țineți la această construcție, la această familie. Țineți. Asta vă doriți. Să țineți de casa asta. De casă, de personaj. Dar cărțile, pentru cine vorbesc acum, variază. Nu arată prea multe sentimente. Nu aveți cupe. Spade, băte, monede, dar nu cupe. Probabil că țineți la ce ați construit împreună în relație, că am zis, iau-te, interesante șapte, i-am mai vorbit de relație, a apărut justiția, justiția reprezintă balanța casa relațiilor. Vă este teamă că acolo e o problemă dezechilibrată, o răceală. Balanța nu este foarte emoțională, ca și simbol, dar nu vorbesc de zodie, ca și e simbol. E o chestie metalică, da? E un mecanism. Sunteți într-un mecanism. Intrați, a, e patru de monede, șapte de monede, balanța. Arată un mecanism, justi justiția vreau să zic. Din acest motiv apar opt de spade în continuare, într-un viitor. Adică luna asta și luna următoare, încă sunteți blocați mental de această structură, mecanism relațional, șabloane relaționale. Pentru mine asta reprezintă șabloane relaționale, tipare. Ați intrat într-un tipar, ați vrea să ieșiți pentru că e lumea, vreți să încheiați un capitol. Dar provocarea este. Hmm. este greu. Pentru că v-ați implicat până acum și este greu de ieșit, pe de -o parte, și ca să manifestați ceva nou, iar este foarte greu pentru că știți că trebuie să vă asumați multe responsabilități într-o nouă direcție. E greu. O, oh, conflicte. 5. aici sunteți voi, zodialeului care se luptă, se zbate. Exact asta faceți. 10 cinci, dublați energia. 5 de, de, de bute. Vă zbateți, aveți aceste conflicte. Vă separați, încheiați. Aici e interesant, în suflet. Ceva, un capitol s-a închis, aici iar în poziția fricilor. S-a închis, dar ce fac? Mă separ sau nu mă separ? te regele de monede. Iar, deci e chiar un rege acum, chiar dacă până acum am intuit, acum chiar mi arată un rege. Vă zbateți pentru un soț, pentru o poziție socială, pentru a acumula niște bani unii dintre voi și atunci sfatul este să manifestați ceva nou. Voi vreți să țineți de bani, dar sfatul este să manifestați patru, da? să faceți schimbarea. Patru și cum nu înseamnă cinci, înseamnă schimbare și 5 revine ca și formă ca și număr sub formă de băte, 5 de băte. E creativ. Găsiți soluții creative ca să aveți o victorie. 5 casa creativității. Hm. Mm. uite, 6. Vreți să echilibrați ceva? 6, 7 și cu 1, da. Bine, o situație dezechilibrată, clar. Mm. Hai să clarific ce este valetul de spade. Clarificăm valetul de spade, te rog, frumos. valetul de spade. Nu, no, nu a ieșit. Valetul de spade, te rog, frumos. Clarificăm o prezent pentru... Uh, o dezamăgire, cineva... Înseamnă că e un personaj pentru unii. Pentru unii acest valet de spate să fie un personaj marcaș puternic în semn de aer, care încă, deci în prezent vă dezamăgește, vă rănit acest personaj, mai tânăr eventual, mai tânăr, mai tânără. Și sunteți în continuare blocați de această situație. Și această situație vă consumă. Hai să clarificăm. Și șapte de monede. De, șapte de monede. Clarificăm șapte de monede. Ce e șapte de monede? Influență exterioară. Cineva vă pune în așteptare. Sau repet, starea de oboseală a cuiva poate să fie depresivă. Nu? Sunt multe cărți. Vreau una, maxim de. Ia uite, tot multe iar vă spade, iar văd stres amuz 9 spade. 7 de monede te rog frumos, 7 de monede clarificăm, 7 de monede clarificam, 7 de monede pe dai, 7 de monede, 7 de. 7 de monetete te rog, tot multe, faieton este în clasă șapte de monede, te rog frumos, clarificăm șapte. dacă ar zice și n-ar zice, ar zice și n-ar zice. Uh. Yeah. Un semn de aer, iar apare un semn de aer. Și o situație karmică. Karmă. Roata norocului reprezintă karmă. Întâlnire de destin, de destin, dar karmă. Semn de pământ, pentru că am văzut regele clare, un semn de pământ, semn de aer, pentru unii, poate să fie, da, două personaje și o întâlnire karmică. Și întâlnirea aceasta să vă schimbe și voi, Deci, că așa se întâmplă, că așa e. Butterfly Effect. Ce se întâmplă în viața uneia vă, vă afectează și pe voi întâlnirea această karmică să vă afecteze. Eventual semnul ăsta de aer care este cu un semn de pământ, că e o situație plăcută, neplăcută, ar trebui să pun mai multe cărți, vă afectează. E semnul de aer de aici care va, va răni pe voi. Ia uite, aici s-a oprit la voi. Voi trebuie să fiți puternici, să rezistați. Ia uite. Și în primul rând, tot semn de aer, în primul rând să găsiți adevărul și să rupeți lanțul. Ia uite, regele de păi, deci nu se poate aici, nu sunteți voi? Da? Să rupeți această legătură karmică, eventual. Că asta înseamnă, de ce credeți că a scos-o din teacă? Că nu să se uite așa la voi sau la noi, la cei care, da? Ia uite, trebuie tăiat acest lanț. Și manifesta ceva nou. Vreți adevărul? Vreți dreptate? Aici e frica de drept. Că nu se face dreptate pentru unii? 4 de monede, te rog, clarifică în 4 de monede. 4 de monede. 4 de monede. Pentru unii semnul de pământ este cu un semn de aer sau invers. Ia să vedem. 4 de aer. Interesant. De pământ vreau să zic. A fost clarificat de pânzuratul, regretele pe care le-am văzut interesant, vedeți? Regrete, băi, deci nu se poate. Nu se poate povesti. Regele de cupe, apare regele de cupe, da? Regretele. Cinci. Cinci de cupe, cinci de cupe. Voi plângeți după o dragoste acum. Că a persoana, că va dezamăgi persoana, variază de la unul la alții. Că știu că unii au pierdut oameni, dragi. În această etalare ne-a apărut moartea, dar știu că unii au pierdut, oameni dragi. Băi, încă plângeți pe cineva. A sinut, într-adevăr. Vă doriți în continuare, dragoste, unii dintre voi. Dar. Vă doriți eventual. Interesant. Vă doriți eventual un semn, pentru unii clar, un semn de pământ care nu se poate exprima, care ține foarte mult la bani, la, la, la stabilitate, dar nu se exprimă. Păi are cum să se exprime, n-are cum să vă îmbrățișeze care o l ocupate. Da? Și uite așa apar amânări, stagnări. Am văzut de la șapte... De la început am văzut, am văzut amânări, da? Și stagnări. Șapte de monede. Și regrete. În loc să vă bucurați de aceste suflete, de, de voi, dar de se pierde energia în alte lucruri, în alte direcții. Și vă doriți, eventual, regele de cupe. Vă doriți și vă o dragoste adevărată. Acum regele de cupe poate să fie un ideal. Idealul trecutului sau un ideal care a trecut și încă îl mai plângeți și încă țineți la această poveste. Dar mesajul de la înger vine concentrați-vă pe dragoste, pentru că o să apară o nouă dragoste. Da, dragostea dură, Ați îndurat în dragoste, ați îndurat în viață unii dintre voi tocmai ca să ajungeți la un punct să se întâmple ceva vom vedea ce. Nu pot să, 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 citesc asul de monede musai ca o nouă dragoste, pentru că nu ține moneda, nu ține de dragoste. Ține de construcție, într-adevăr, dacă ar fi niște cupe, mai multe cupe, aș zice. E o chestiune acasă. Clarificăm lumea. Clarificăm lumea, te rog frumos. Ce capitol s-a închis acolo? de aia vi se mi se pare că sunteți dezamăgiți cu acest trei de spade, cu lumea și cu așa. De aia concentrați-vă pe dragoste. Acționați chiar dacă nu sunteți în preajma cuiva, acționați ca și când partenerul care va fi idealul, eu știu, soțul care, eu știu cum este, acționați ca și când e, yeah, dacă vreți. Dacă nu vreți, asta mai îndurați un pic în dragoste. Ia uite, nouă de băte. Vreți să puneți capăt să încheiați. Bine, cu nouă clar că ați călătorit, că nu ai numărul lui Jupiter al călătorilor, dar vreți să puneți capăt acestui capitol în care a tras, uite, 9 și 10, a stras, a stras, să rămâneți în picioare unii dintre voi. Și aici e provocarea, închideți capitolul? Aici e provocarea, închideți capitolul? Sau trageți în continuare? Dragii mei, cam atât deocamdată. Cam atât. Cam atât. Mai vedem și luna viitoare. Dar, nu uitați de mesaje, vedeți cum le interpretați în viața voastră. Există vibrația unei noi dragoste, chiar noi iubiri, chiar dacă încă partenerul nu, nu este aici. 3 și cu 7, iar este 1. 1 aveți aici, copilul. Aveți un as, am mai văzut un as mai devreme. Intrați pe manifestare, dar ca să intrați pe vibrație înaltă, concentrați-vă pe cei mai frumos în voi, în ceilalți, iertați, vindecați. Pentru că asta e, face parte din viața noastră să îndurăm în dragoste. Nu cred că există nimeni care nu a trecut sau nu trece măcar dată prin această vibrație. Dragostea îndură. Și vă trimit și pe voi la 1 Corinten cu 13 din Biblie. Căutați pe internet sau deschideți Biblia. Frumos este să deschideți Biblia, să atingeți paginile și să simțiți acea declarație. Dragostea îndură. Dar, foarte posibil, această dragoste îndură să se, se, se manifeste într-o altă formă, într-o o altă nouă poveste pentru unii dintre voi. Dacă ați îndurat până acum niște lucruri, într-o nouă poveste veți îndura altfel de lucruri, în așa fel încât veți putea călători, înțelegeți, până la capăt cu personajul respectiv. Este ceva nou, dar vine, probabil că. Am impresia că și în etalarea pe anul 2021 schimbarea se produce un pic mai încolo, mai prin primăvară, din câte mi-aduc aminte. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, la mulți ani și pe curând. Pa, pa!